Aș începe cu o întrebare, sau mai bine spus două întrebări. Ai lucrat vreodată pentru un șef creștin? Și dacă da, ai mai vrea să repeți acea experiență? Și dacă ești patron, ai avut vreodată un angajat pocăit? Și ai mai vrea să repeți acea experiență? Stând de vorbă între pocăiți, deseori se aud vorbe de genul: numai cu pocăiții să nu lucrez. Ieri aveam o discuție cu cineva și îmi zicea: eu am hotărât de mult să nu mai am niciun client pocăit. Eu nu mai fac business cu pocăiți. Mai bine cu cei din lume. Creștin, respectiv. Da? Angajatori creștini, care zic, și necreștini, care zic: nu mai angajez un pocăit cât trăiesc eu. M-am convins. Am citit undeva o întâmplare despre un angajator necreștin care și el s-a convins și s-a lămurit și a devenit politic în firma lui că nu mai se angajează pocăiți în firma lui, când a angajat doi studenți la teologie. Și a zis, pe lângă faptul că în loc să muncească, ei stăteau toată ziua și discutau din scripturi, pentru că erau hiperspirituali, ceea ce a pus capac este când unul dintre ei, nu în pauză, s-a dus la baie, s-a cerut să meargă la baie. Și a stat la baie 30 de minute. Când a venit de la baie, l-a auzit șeful lui cum se lăuda la colegului său de la teologie că a stat 30 de minute în baie și a citit din scriptură. Șeful a zis, nu se mai poate, i-a concediat pe amândoi și politica lui pe viață a fost: nu mai angajez pocăiți. Și sunt convins că acei doi studenți la teologie au plecat martiri, crezând că ei au fost prigoniți pentru credința lor. Nu că l-au făcut pe Hristos de rușine. E trist că în lumea în care trăim, și pocăiții despre ei, și cei din afară despre pocăiți, au impresia aceasta în general. Numai cu pocăiții să nu faci business, numai la pocăiți să nu muncești, numai angajați pocăiți să nu ai. Biblia prezintă un alt fel de angajator pocăit creștin și un alt fel de angajat pocăit și creștin. Un soi de angajat și angajator care, din păcate, se pare că nu mai prea există în ziua de astăzi. Și versetele care le avem în fața noastră în această dimineață tratează această problemă, această dinamică și aceste aspecte între, în cazul acesta, între sclav, adică rob și stăpân. Evident, noi astăzi nu mai avem, cel puțin nu în societatea noastră, nu mai avem sclavie, sau cel puțin nu evidentă. Există încă sclavie și în România. Da? Există, de exemplu, fete care sunt racolate și duse în sclavie în fiecare zi în România. Să nu crezi că nu mai există. Nu mai avem uzual, dar nu mai avem acea sclavie instituțională care exista pe vremuri. În general, în societatea noastră, lumea trăiește, lucrează în libertate, da? Și ca atare, aplicația pertinentă pentru noi nu este între sclav și rob, ci este între angajat și angajator. Da? Asta este aplicația care este pertinentă noastră. Principiile rămân la fel. Principiile rămân la fel. Dar cred că este important ca să înțelegem totul contextul în care a fost scrisă această epistolă și să înțelegem aceste două categorii de oameni, în primul rând, în contextul în care se află. Pentru că dacă este adevărat în contextul lor, cu atât mai mult este adevărat în contextul nostru. În Imperiul Roman, în vremea aceea, erau undeva la 60 de milioane de sclavi în întreg imperiu. Undeva la jumătate din populație se afla în robie, în sclavie. Și acești robi aveau o viață, în general, extrem de grea, extrem de dificilă. Și n-aveau niciun recurs, pentru că, legal vorbind, sclavul era un obiect, nu o persoană. O unealtă. Da? Era o unealtă care o aveai pe lângă gospodărie, legal vorbind. Da? Și de multe ori, așa erau și tratați. Stăpânii nu aveau nicio remușcare pentru felul în care tratau sclavii, pentru că, practic, nu erau considerați oameni. De exemplu, vă dau un citat din Antichitate,
de la Gaius, avocatul Gaius, care spune: putem remarca că este universal acceptat faptul că stăpânul deține puterea de viață și de moarte asupra sclavului. Opinia în popor și legea în mare parte era că stăpânul unui sclav avea dreptul să facă cu acel sclav ce vroia el. Și când nu-i mai era de folos, putea ca să îl omoare. De exemplu, dacă un sclav încerca să evadeze era prins, era ștanțat pe fruntea lui cu fier fierbinte litera F pentru fugitiv. Și dacă stăpânul care l-a recuperat vroia ca să-l omoare, putea să facă lucrul acesta și nu trebuia niciun proces, nu trebuia mers în fața unui judecător. Era de dreptul lui să facă lucrul acesta. Un alt autor antic ne recomandă, de exemplu, patronilor, oamenilor înstăriți, că dacă cumva cumpără o proprietate care vine cu sclav, pentru că sclavii făceau parte din gospodărie, recomanda că sclavii aceia care au fost moșteniți prin cumpărarea proprietății ar trebui să fie dați afară, lăsați să moară, pentru că sunt ca și niște unelte învechite. Și unii oameni asta făceau. Cumpărau o moșie, cumpărau anumite proprietăți care aveau sclavi și pentru că sclavii nu mai păreau foarte în vlagă, erau aruncați afară și pur și simplu lăsați să moară. Nu e de mirare atunci că relația între rob și stăpân era una tensionată. Tensionată e puțin spus. Dar e important să înțelegem că în acest context extrem de tensionat, extrem de dificil, avem oameni din ambele categorii care se pocăiesc. Și Apostolul Pavel scrie această epistolă care vizează asemenea oameni care trăiesc în acest context, în această cultură și care poate sunt stăpâni sau poate sunt sclavi, sunt robi. Avem, de exemplu, un rob care acum este creștin, a devenit creștin, a auzit Evanghelia și a devenit creștin și se află sub autoritatea unui stăpân păgân. Viața acestui rob tocmai a devenit mult mai dificilă, mult mai aspră. Pentru că dacă stăpânul său se purta aspru cu el, când era păgân ca și el, acum că este creștin, va fi cu atât mai dificil pentru el. Și aceasta este o lecție pentru noi. Doar contextul ne învață ceva. Și anume, că în contextul nostru, faptul că nu ai șeful perfect nu este o justificare ca tu să fii neascultător. Pavel nu le spune lor, fiți ascultători față de stăpânii voștri pământești, pentru că sunt cei mai extraordinari oameni. Nu, Pavel este conștient că oamenii aceștia se află în multe cazuri subjugați, abuzați chiar. Și el vine și spune, ascultați. Este același argument greșit și eronat care este adus de multe ori de creștini în ziua de astăzi față de cei care ne guvernează. Pe frate, cum să le plătesc eu la ăștia tot felul de dări și de impozite? Nu vezi cât de corupt sunt? Pe Cezarul cât de corupt era? Dacă înțelegem contextul, înțelegem că porunca dată acestor oameni și pe de o parte și pe de cealaltă parte nu ține de un context perfect. Pavel nu spune ascultați pentru că aveți contextul perfect ca să ascultați. Hristos nu spune dați Cezarului pentru că Cezarul este un stăpânitor extraordinar. Porunca este irelevant de context. Porunca este absolută chiar atunci când contextul nu este favorabil. Lucrul acesta ar trebui ca să întărească pentru noi convingerea că eu trebuie ca să fiu un alt fel de angajat, un alt fel de angajator. Pentru că în contextul acesta extrem de dificil, Pavel vine și dă aceste porunci. Sau, de exemplu, putem să ne închipuim un stăpân care s-a convertit la creștinism și are în casa lui sclavi care încă sunt păgâni. Sunt neconvertiți. Acum, idealul nostru în ziua de astăzi ar fi, nu se poate. Cum, de ce, când s-a pocăit, nu i-a eliberat dintr-o dată? Pentru că n-a înțeles încă lucrul acesta. Lucrurile se mișcă lent în înțelegerea umană. Mai mult, cu atât mai mult în înțelegerea unei societăți. Da? Poate durează zeci, sute de ani ca o societate să ajungă la niște convingeri de genul.
Și de multe ori este nevoie să verse mult sânge și multă durere ca să ajungă la asemenea convingeri, da? Poate este un creștin sincer convertit care are sclavi și societatea și tot ce este în jur îi spune că lucrul acesta este normal. Este, să punem în contextul nostru, dacă se convertește un antreprenor, da? El nu se va dezice de firma lui. Gata, de astăzi eu nu mai pot ca să fiu angajator. În contextul lor, avea robi în gospodăria ta era același lucru. Este echivalentul astăzi cu avea angajați, da? Și Pavel nici nu cere lucrul acesta, este interesant. Pavel cu siguranță își dorește această schimbare în societate, dar nu o cere brusc. Ea nu vine, în primul rând, prin o schimbare bruscă, prin sabie, ea vine, în primul rând, prin o schimbare de inimă. Posibil ca acel creștin, sincer, să nu fi înțeles lucrul acesta instant. Posibil să nu fi înțeles pe tot parcursul vieții lui. Și totuși, relația lui, în acel context, cu robii lui necredincioși, trebuia să fie diferită. Atunci când alți stăpâni se uitau la gospodăria lui, se uitau la robii lui, se uitau la cum își administrează afacerile, trebuia să zică ceva diferit aici. Robii aceia, din momentul în care stăpânul lor s-a convertit la creștinism, trebuia ca să se sizeze o diferență. Măi, ieri era alt om. Ieri când intra pe ușă, noi toți tremuram de frică. Astăzi, mai sărim așa un pic, din instinct, dar parcă suntem bucuroși să-l vedem. E senin la față. Ne întreabă cum suntem. Îi pasă de noi. Să vede pe fața lui că îi pasă de noi. Omul acela care ne-ar fi dat la moarte fără să clipească, astăzi îi pasă de noi. Mai există și un alt scenariu, stăpân creștin cu robi creștini. Poate convertiți chiar prin predicarea Evangheliei a stăpânului. Stăpânul intră în contact cu Evanghelia, vine la credință, merge înapoi acasă, împărtășește Evanghelia cu familia lui, împărtășește Evanghelia cu cei din casa lui, inclusiv cu robii lui, și robii se pocăiesc. Poate chiar îi botează stăpânul. Îi duce la biserică cu el. Și în cealaltă duminică, sau în cazul nostru în duminica aceasta, stau la masa Domnului cu el. Acest scenariu era cel mai radical în implicațiile lui. Oamenii acum liberi în Hristos și totuși înrobiți. Și stăpâni care realizează că ei sunt robi. Că au același stăpân cu robii lor pământești. Cum va arăta această relație? Cum ar fi ea distinctă de o relație între stăpân și robi păgâni? Care ar fi diferențele? Cum arată ziua, o zi, în viața unei gospodării sau unei firme creștine versus una păgână? Ce mărturie ar depune acești oameni care sunt în această relație? Ce mărturie ar depune, de exemplu, un șef creștin cu angajați creștini? În acest context extrem de drastic și de diferit de al nostru, Pavel vine și dă această învățătură. Și aceasta nu face decât să accenteze pentru noi cu atât mai puternic cât de importantă și obligatorie este această poruncă pentru noi. Dacă pentru ei care se aflau în acel context de sclavie, de robie, era obligatoriu ceea ce spune Pavel aici, cu atât mai mult pentru noi care ne aflăm în libertate. Și știind lucrurile acestea, am vrea să vedem care este porunca Apostolului Pavel pentru robi, în contextul nostru angajați, și pentru stăpâni, în contextul nostru angajatori, încât să depună o mărturie fidelă, corectă, pentru Hristos. În această dimineață ne vom uita la ambele categorii. Având cina Domnului în această seară, am considerat mai bine să comasăm acest subiect, să putem să ne concentrăm în mod deosebit pe masa Domnului în această seară. În primul rând, pentru robi. Și începem cu întrebarea care am început la fiecare categorie. Cine sunt acești robi? Pavel nu vorbește oricărui rob, vorbește unor oameni anume, unor oameni care se află în biserică. Da? Pavel ne arată că ei sunt total diferiți decât un rob sau un angajat păgân.
Sunt diferiți nu doar în comportamentul lor, dar sunt diferiți și în identitatea lor. Ei nu doar că se comportă altfel, ei sunt altfel. Da? De exemplu, ni se spune că ei trebuie să asculte de stăpânii voștri pământești, care ne indică că ei au o stăpânire superioară, adică pe Domnul, un stăpân ceresc. Din start înțelegem că oamenii aceștia, deși au stăpân pe pământ, au un alt stăpân care nu este de pe acest pământ. Apoi ni se spune în versetul 22 că oamenii aceștia au un caracter deosebit. Ni se spune că oamenii aceștia au frică de Domnul și au o inimă sinceră. Ni se spune că oamenii aceștia sunt moștenitori, versetul 24. Veți primi răsplată moștenirea de la Domnul. Și în contextul lor era absolut scandalos să spui așa ceva despre un sclav care n-avea dreptul să dețină proprietate, care nu va moșteni absolut nimică. Pavel spune, deși în contextul în care tu te afli, tu ești sclav, tu ești rob, tu ești sărac, tu n-ai absolut nimică, tu ești moștenitor. Mi se spune că oamenii aceștia, versetul 24, spune Pavel, sunt slujitori al lui Hristos. Această identitate care o are un creștin va produce un comportament diferit, distinct de cei care nu sunt al lui Hristos. Și trebuie să rețineți lucrul acesta. Caracterul tău va determina comportamentul tău. Caracterul tău este ceea ce determină comportamentul și nu invers. Faptul că tu de când în când te comporți bine nu înseamnă că ești bun. Dar dacă ai un caracter corespunzător, asta va determina un comportament corespunzător. Tendința noastră este să ne deresponsabilizăm. Să nu vedem că avem un caracter deficitar. Bine, și spune, am făcut asta pentru că au fost tot felul de circumstanțe. Am reacționat așa din cauză că. Sau în circumstanța aia, frate, ce puteam să fac? Ce altceva puteam eu să fac? Tendința noastră este să ne deresponsabilizăm când de fapt adevărul este că am acționat în acel fel datorită lipsei noastre de caracter. Ar trebui să privim la acțiunile noastre și să spunem, am mințit pentru că sunt mincinos. Am furat pentru că. Ăsta este caracterul meu. Am păcatul acesta în mine. Pe acum, ce puteam să fac? Știi că au dat ăștia niște legi, trebuia să-mi închid prăvălia. Puteai să-ți închizi prăvălia. Uite că ți-ai găsit varianta. Era varianta A să fur, varianta B să-ți închizi prăvălia. Frate, dar ce puteam eu să fac? Dădeam faliment. Înseamnă că trebuia să dai faliment. Frate, ce puteam să fac dacă nu mințeam pe șeful meu, mă dădea afară? Înseamnă că trebuia să-ți cauți alt job. Scuzele acestea trădează lipsă de caracter. Când venim și scuzăm comportamentul nostru cu tot felul de circumstanțe atenuante. Identitatea ta este factorul decisiv în comportamentul tău. Nu situația în care te afli, da? Nu împrejurimile tale. Identitatea determină cum vei acționa, nu circumstanțele în care te afli. Și Pavel se adresează acestor oameni ca unor oameni care au o nouă identitate. Ei nu sunt niște simpli sclavi, niște simpli robi, ei sunt niște robi care au acum un alt stăpân. Ei sunt creștini, ei au o nouă identitate. Și tu nu ești un simplu angajat, tu ești un slujitor al lui Hristos care pentru o vreme pe acest pământ ești angajat la firma X sau Y. Îți câștigi pâinea făcând o anumită meserie. Care este porunca adresată acestor oameni? Ascultați! O poruncă șocantă pentru acești oameni care se află în biserică. În contextul acesta, un sclav convertit la creștinism în primul secol merge și el la biserică și aude această poruncă. El poate tocmai a venit de acasă, de unde a primit o bătaie bună de la stăpânul său. Și vine, intră în biserică în dimineața aceea, poate încă haina sângerează, da? Sângele curge pe spate, că a primit o bătaie bună în acea dimineață. Și frații se pun să citească epistola lui Pavel. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești. Și sclavul se întreabă, Pavel, tu de partea cui ești?
Tu nu știi ce stăpân am eu. Tu nu știi cum se comportă cu mine. Tu nu știi ce face cu mine. Tu cu cine ții? Pentru robul acela aflat în mijlocul unei congregații nou-testamentale, când aude această poruncă, el este șocat. Mai șocant este că această poruncă este extensivă. Ascultați de ei în toate lucrurile, spune Pavel. Și din nou, evident, trebuie să subliniem că atunci când Pavel spune în toate, aceasta nu include o ascultare păcătoasă, ci doar se referă că tot ce ni se cere, care nu încalcă principiile Scripturii, este datoria noastră să facem. Frate, dar chiar dacă ne este neplăcut, știi că dată șeful meu încerc să fac niște chestii neplăcute. Da, chiar dacă este neplăcut. Frate, dar chiar dacă este sub nivelul meu, știi, pe mine m-a angajat și în fișa mea de post a spus că eu o să fiu un fel de manager. Și acum îmi spune că trebuie să fac și X și Y. Da. Dacă vrei să stai în jobul acela și îți cere ca să... Da, trebuie. Dacă nu, îți dai demisia, îți bagi preavizul, faci frumos, dai mâna și duci altundeva. Dar nu poți sta acolo și submina autoritatea lui. Păi stai, pe mine m-ai pus manager de nu știu ce, de... În Statele Unite, de exemplu, acum toți sunt manageri și ingineri. Oamenii care ridică gunoiul sunt ingineri la sanitație, da? la aspecte sanitare. Ei ridică gunoiul și îl aruncă în mașina de gunoi. El e inginer sanitar. Da? Da, dacă vrei jobul ăla și te-ai pus sub autoritatea acelui om, atunci să asculți. Dar eu sunt manager și m-a pus ca să strâng eu mizeria din birou. Da. Chiar dacă șeful nu mă apreciază, îmi cere și niciodată nu m-a bătut pe spate să spună: băiete, bravo, ce treabă bună ai făcut săptămâna asta. Da. Chiar dacă este un tip nasol așa cu personalitate, da. Porunca este apoi, după ce ne șochează, explicată. Nu doar când sunteți văzuți de ei sau sub ochii lor, ca niște oameni care caută să placă altora, ci cu o inimă sinceră în frică de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Două aspecte sunt elucidate pentru noi în explicația Apostolului Pavel. În primul rând, ni se arată că ascultarea cerută de Apostolul Pavel, nu doar că este extensivă, este o ascultare care nu este superficială. Pavel explică care este tendința noastră atunci când vine vorba de ascultare. Și tendința noastră este să căutăm să placem altora. Ca niște oameni care caută să placă altora. Asta este tendința omului naturală. Adică dorința noastră este să fim aprobați de oameni, să avem aprobarea lor. Da? Și ce-ar fi rău în asta? Atunci când acțiunile tale sunt condusă în mod principal de această dorință de aprobare umană, aceasta va produce în tine un comportament superficial. Superficial, da? Inevitabil va fi superficial. Vei face doar atât cât este necesar pentru a obține acea aprobare care o dorești. Și nimic mai mult. Pentru că odată ce ai obținut aprobarea dorită, n-ai nicio motivație să mai faci altceva. Vei face lucrul acela doar atunci când ei te pot vedea și te pot aproba. Dacă vorbim de aspectul profesional, aceasta se manifestă în diverse forme. De exemplu, pauza de 15 minute devine pauză până când se întoarce șeful. Nu? Unul stă de pândă. Vine, repede, toată lumea. Păreți ocupați. Sau un rind de lucru când șeful este acolo, alt rind de lucru când șeful pleacă. Din birou, din șantier, nu? Când e acolo, da, cum să nu, sigur, imediat. Când a plecat, discuții, Facebook, povești. Când e acolo, la lopată maxim, fundația este săpată într-o zi. Când stă patronul pe șantier. Când nu, șefule, aici e greu, am dat de piatră, am dat de aia, am dat... Nu? O atitudine de față cu șeful și o altă atitudine când nu este. Când este de față, ești politicos și față de colegii tăi. Da? Te întreabă cineva: Sami, poți face asta? Cum să nu? Cu cea mai mare plăcere! Pleacă șeful: Sami, îmi dai chestia. Bă, ce fie aici? Sclavul tău? Da? Ce s-a schimbat? Când șeful a fost de față, ai avut o motivație ca să fie așa.
Când nu mai este de față, pentru că tot ceea ce își dorea era aprobarea lui, nu mai e nicio motivație. Lucrurile făcute superficial. De exemplu, dacă ești pus să faci sau ești pus să faci curățenie într-o casă. Dacă singura motivație e să ai aprecierea vizibilă, nu ai nicio problemă ca să iei praf să-l bagi sub covor. Că nu va verifica nimeni. Mă înțelegeți? Superficialitate în tot ceea ce, în tot ceea ce faci. Dacă ești constructor, cine mai știe ce-i acolo pe ce ai pus rigipsul? Nimeni. Ai pus, ai tras o mână de glet, poți fi dezastru acolo. Da? Pentru că tu, poate nu te interesează nimic altceva decât aprecierea care o primești atunci când cel de la care cauți aprecierea vede ce se poate vedea. Și în rest nu te interesează. N-ai nicio motivație. Noi în limba română avem și expresii pentru a denota așa ceva. De exemplu, vorbim despre a face lucruri de ochii lumii. Sau de ochii soacrei. Asta nu știam. Am văzut-o când m-am uitat în dicționar. Da? De ochii lumii sau de ochii soacrei. Acum nu știu. Eu de ochii soacrei nu mă simt prea motivat. Câteodată de ochii lumii mă simt. Da? Și ce înseamnă asta? Înseamnă a face ceva pentru a salva aparențele. Nu a salva situația, a salva aparențele. Pentru a lăsa lumii o impresie bună, a face ceva super superficial. Da? De exemplu, cum am zis, dacă tu ești constructor și tu îți faci meseria, construiești la cineva o casă, aparențele când ești gata cu casă s-ar putea să fie foarte bune. Dar ce se va întâmpla peste 100 de ani când vine cineva și vrea să renoveze acea casă? Și începe și dă jos rigipsul, începe și verifică instalațiile, își pune mâinile în cap și zice, ai de capul meu, dar cine a lucrat aici? Sau vine și spune, măi, uitați, nu se mai construiește cum se construia atunci. Ăia erau oameni, ăia erau meșteri, ăia lucrau tot, ce se vede și ce nu se vede. Nu? Cum ar fi? Dacă cineva ar lua lucrările tale ca și constructor, nu după 100 de ani, la anul, dacă ar veni un alt constructor în inspecție, unul cinstit, cum ar pleca de acolo? Impresionat? De ce se vede și ce nu se vede? Da? Sau dezamăgit? Dar dacă tu cauți numai aprobarea clientului tău, de exemplu, dacă clientul este șeful tău și clientul nu știe mare lucru, el vine să uită, bă, e bine, tu știi că nu e bine. Tu ai primit ce ai căutat, aprobarea omului și ai plecat de acolo satisfăcut. Ai făcut bine? N-ai făcut bine, da? N-ai făcut bine. Sau dacă faci, cum am zis, curățenie în casă, faci de ochii lumii, da? Ce contează? Dar dacă ai face tu la tine în casă curățenie, ai fi satisfăcut cu curățenia aia? N-ai fi satisfăcut. Mă înțelegeți? Va fi superficial, va fi de ochii lumii. În al doilea rând, Apostolul Pavel ne spune că această ascultare nu doar că trebuie să fie nu doar superficială, dar nu poate fi doar una exterioară. Pavel imediat leagă aspectul acesta exterior, adică ce facem, de cel interior și spune că trebuie să facem lucrurile acestea cu o inimă sinceră. Și Pavel probabil că ar fi confruntat de robi de atunci și spune Pavel, dar nu-i destul că trebuie să ascult în condițiile acestea extrem de abuzive, trebuie să o fac și dintr-o inimă sinceră? Nu-i destul că exterior mă conformez? Trebuie și interior ca să mă schimb? Și Pavel spune, da, contează inima cu care faci lucrurile, contează dacă ies dintr-o inimă sinceră. În primul rând, că dacă nu o faci dintr-o inimă sinceră, va fi foarte, foarte puțin probabil că vei avea o ascultare completă. Adică că realmente vei lucra altfel. Că realmente vei construi altfel sau face curățenie altfel sau programa altfel sau ce faci. Dacă nu este sinceră. La un moment dat, dorințele acelea superficiale vor ieși la suprafață. Nu vei avea motivația necesară să susțină un altfel de comportament. Pentru că este nevoie de o anumită dispoziție a inimii ca să lucrezi cu toată exigența, chiar când nu te vede nimeni. Și când nimeni nu va vedea lucrarea ta. Și când nimeni nu te va trage la răspundere. Dar ce anume este o inimă sinceră? Cum știm dacă inima noastră este sinceră? Și Pavel ne explică. O inimă sinceră, adică în frică de Domnul, din toată inima și ca pentru Domnul. Altfel spus,
cum ai lucra dacă ai ști 100% că nimeni nu te-ar verifica? Că nimeni nu te-ar trage la răspundere? Că n-ar fi nicio evaluare a lucrării tale? Și că orice ar fi, banii îți vin? Cum ar arăta munca ta? Dacă șeful ar spune, plec din țară, te las aici să lucri în continuare, în fiecare lună ți intră banii în cont, eu nu mai mă întorc în veci, nu te verific niciodată, orice ar fi, tu ție salariul în fiecare lună. Cum ar fi prezența ta la jobul acela? Cum ar fi implicarea ta? Zero? Aproximativ. Rețin începutul carierei mele, am lucrat la o firmă de soft, am avut un șef groaznic, psihopat om, absolut psihopat, la propriu psihopat. Dar vă povestesc o dată în privat dacă vreți. Eram director de cercetare și dezvoltare. Aveam mai mulți programatori sub conducerea mea și eu trebuia ca să conduc eforturile de inovație, de noi programe. Am constatat că pe lângă faptul că șeful era psihopat, era și incompetent și nu-și dădea seama dacă eu inovam ceva sau nu inovam ceva. Și cu cam 2 ore pe zi din munca mea, eu reușeam să fac suficient de mult încât el să fie impresionat. Și 6 ore, după alea 2, nu făceam absolut nimic. Puneam picioarele pe birou, mă jucam jocuri, absolut nimic. Da? Și la un moment dat, un alt director din firmă, cum ar fi egal cu mine, și-a dat seama că eu tai frunze la câini. Și-a mers la șeful meu și a zis, uite care e situația, acela i-a dat mână liberă să se ocupe de mine și a venit la mine și a spus, Mihai, tu cam îți bați joc. Și am zis, ce? Eu? Uite ce am realizat pentru firma asta. Cam îți bați joc. Și a zis, de acum înainte, uite ce face. A pus o hârtie, știți, cei care lucrează la birou sunt acele hârtii mari, format mare, care se lipesc, da? A pus-o pe exteriorul ușii de la biroul meu, aveam un birou frumos la etajul 17, cu priveliște frumoasă, ca și în filme, și a zis, de acum înainte, în fiecare oră, la fix, ieși afară și scrii pe hârtia asta ce ai făcut în ora asta. Și am început să tremur, pentru că știam că primele 2 ore am ce scrie, dar următoarele 6 n-am nimic de scris. Nu puteam să ies afară și zic, m-am jucat jocuri la calculator, am stat pe Facebook, nici nu știu dacă era Facebook atunci, da? Era probabil. Nu puteam. Am realizat în momentul acela cât de ticălos sunt. Pentru că deși așteptările șefului meu erau împlinite, eu în 2 ore îi livram suficient ca el să fie satisfăcut de mine, eu aveam o responsabilitate ca toate 8 ore să depun un efort pentru firma respectivă care mă plătea. Și am realizat, bă, ce ticălos pot fi, ce ușor îmi pot eu justifica lenia și ticăloșenia. Și cât de simplu este scos la iveală lucrul acesta, da? Domnule, scrie-mi aici în fiecare oră ce ai făcut pentru firma aceasta. Fă exercițiu, să nu te pună șeful tău. Fă exercițiu. Mâine dimineață, du-te la servici și propune-ți ca în fiecare oră să scrii în agendă ce ai făcut în beneficiu celor care te plătesc. Păi da, știi, n-a intrat niciun client și nu era nimic de făcut? Păi da, nu mi-a dat o directivă clară și nu te-ai putut gândi la nimic care ar fi bun pentru firma ta sau pentru... Mă înțelegeți? Și la final de zi și la final de săptămână ia agenda și spune tu cât ai plătit un asemenea angajat. Spune tu cât merită un asemenea angajat. S-ar putea să te concediezi tu, să zici la șef, să zici, domnule, uite, eu am hotărât că trebuie să fiu concediat. Nu merit banii. Creștinul este acela care face ce este bine, ce este bine, și când a face rău, n-ar atrage nicio consecință. Asta este un test foarte bun pentru a vedea inima unui creștin adevărat. Dacă ai ști cu siguranță că n-ar fi nicio consecință, nicio posibilitate că ai fi prins, că nu vei suferi absolut nicio consecință dacă, de exemplu, ai fura. Ai fura? Ți se garantează. Îți dă Dumnezeu un scris. Da? Uite, orice ar fi, poți să furi cât vrei, nu te prinde nimeni, nu faci pușcărie și nici în iad nu te trimit. Nu e așa că la prima bancă te-ai duce după biserică? Unde? Care e cea mai aproape? Cecul, Raiffeisen, cât? Da? BT-ul, probabil iau mult. Ai curvi? Nu va ști soția niciodată? Nu te prinde? Nu suferi nicio degradare în viața familială? Nu se întâmplă absolut nimic? Ai minți?
Creștinul este acela care atunci când îi se garantează că nu suferă consecințe, el totuși face ce este drept. Pentru că el are o altă motivație. Pavel spune că inima sinceră este acea inimă care, indiferent de consecințe, bune sau rele, lucrează știind că munca sa va fi judecată nu de patron, nu de oameni, ci în primul rând de Dumnezeu. Adică când pun faianță, mă interesează opinia lui Dumnezeu despre cum am pus faianță. Când fac contabilitate, sunt curios dacă Dumnezeu e de acord cu calculul meu. Că dacă sunt contabil bun, eu pot să fac cifrele așa încât orice să bată. Un creștin, da, pentru un creștin, Dumnezeu îi face pontajul la servici și Dumnezeu îi face evaluarea în fiecare săptămână. Care este motivația unui asemenea om? Ce ar putea să motiveze pe un om să lucreze în felul acesta? Pavel ne dă două motivații majore pentru a fi asemenea angajat sau asemenea muncitori. Prima motivație ține de dragostea care noi o avem pentru Dumnezeu. Și această dragoste ne propulsează să fim plăcuți lui Dumnezeu. Când Pavel spune că noi nu facem de ochii lumii, ci cu o inimă sinceră, în frică de Domnul, el vrea să spună să facem precum am ști că Domnul ne vede tot timpul. Adică dacă îl iubim pe Dumnezeu, ne pasă de părerea care el o are despre noi. Știm că Dumnezeu se uită la noi în fiecare clipă, se uită la felul în care muncesc și nu vreau ca Dumnezeu să fie dezamăgit de munca mea. Nu vreau la final de zi Dumnezeu să-mi dea o notă falimentară. Motivația este una de dragoste și respect în primul rând față de Dumnezeu. Din dragoste noi vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru creștin, aprobarea lui Dumnezeu este motivația supremă. Viața creștină este o viață trăită în prezența lui Dumnezeu. De aceea, un constructor creștin va construi altfel. Unul care curățe case pentru traiul lui, va curăța casele acelea altfel. Un medic creștin va fi medic altfel. Un afacerist creștin va fi afacerist altfel. Pentru că nimic nu poate încânta inima creștinului mai mult decât aprobarea lui Dumnezeu. Ca un copilaș care face ceva. Ați avut vreodată un copilaș care a desenat ceva frumos, s-a chinuit acolo o oră și a venit și a zis: mami, tati, uite ce am făcut! Și dacă ai zis: wow! Poate și mințit un pic: ce extraordinar! Ai văzut cum s-a luminat fața pentru el, aprecierea aia ta, a tatălui, a mamei, este mai valoroasă decât dacă pictura aceea sau ce-a făcut el ar fi în galeria de la Louvre la Paris. Dacă ea spune: uite, am primit o scrisoare aici că cei de la muzeul din Paris vor ca să afișeze pictura ta, el zice: eh. Dar când mama și tata a zis: e minunat, copilul este maxim de încântat, pentru că aprobarea care contează cel mai mult, cel mai mult pentru copilul tău este aprobarea ta. Aprobarea care contează cel mai mult pentru un angajat credincios este aprobarea tatălui ceresc. Nu tânjim după nimic altceva decât să auzim pe Dumnezeu zicându-ne: bine, rob bun și credincios. M-ai reprezentat pe mine punând faianță. M-ai reprezentat pe mine la spital, m-ai reprezentat pe mine la afaceri. Ai făcut ce-i drept și ce-i bine, rob bun și credincios. Asta contează mai mult decât aprecierile șefului meu, contează mai mult decât mărirea de salar, contează mai mult decât mașina primită de la firmă. Să știu că la final de zi, când îmi pun capul pe perină, Dumnezeu zâmbește privind la muncă care eu am făcut-o în acea zi. A doua motivație este aceea de a primi răsplată. Acum, ce este fenomenal pentru mine este că Dumnezeu răsplătește faptele bune care noi eram datori să le facem. Era de datoria noastră să le facem. Gândiți-vă la acest lucru. Dacă cineva îți datorează 1000 de euro și îți returnează banii care ți-i datorează, merită o răsplată? Nu-i lași 300 de euro când vine cu 1000, băi, pentru că mi-ai adus banii înapoi, eu vreau să te răsplătesc cu 300 de euro. Nu, nu există lucrul acesta. Mai mult, dacă îți returnează banii cu întârziere și doar parțial, vine și spune: măi, uite, am
700 de euro și la 6 luni întârziere, merită o răsplată? Nu. Ar fi absurd. Și totuși, deși noi suntem datori să ascultăm de porunca lui Dumnezeu, și chiar dacă niciodată nu ascultăm cu desăvârșire, adică nu achităm complet datoria noastră morală de ascultare, și deși de cele mai multe ori suntem lenți în ascultare, ne spun o dată, de două ori, de trei ori, mai dă cu toiagul și cu... Și după aia ne întârzăm și noi să ascultăm, adică întârzăim în plata datoriei morale, totuși atunci când facem aceste fapte bune, Dumnezeu contabilizează pentru noi o răsplată. Ce Dumnezeu plin de har! Nu ne cere decât ce suntem datori, ne dă și voința și înfăptuirea, spune Scriptura, în dar, ca să putem împlini, ne pregătește fapte bune ca să umblăm în ele și apoi ne răsplătește pe noi pentru acea ascultare. Știind, spune Pavel, că veți primi ca răsplată moștenirea de la Domnul, ce ar trebui să facem noi? Noi ar trebui să lucrăm ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Știind că răsplata vine de la El, ar trebui să lucrăm din toată inima și cu sinceritate și nu de ochii lumii. Dar șeful meu nu mă apreciază, te apreciază Dumnezeu. Dar șeful meu nu mă răsplătește, te va răsplăti Dumnezeu. Știind că răsplata vine de la El, ar trebui să căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu în primul rând și nu oamenilor. Pentru că așteptăm aprobarea și răsplata Lui. Al doilea rând, Pavel se adresează stăpânilor. Și vedem că și ei au aceeași identitate creștină. Pavel identifică acești creștini ca unii care știu că au un stăpân în cer. Această sintagmă impută lor o identitate creștină. Doar creștinii știu lucrul acesta. Un păgân nu se gândește că el are un stăpân în cer, dar un ateu nu se gândește că el are un stăpân în cer. Impută această identitate creștină și tot ceea ce vine cu ea, tot ceea ce ne-a explicat până acum, că înseamnă un creștin, că caută un creștin, tot ceea ce a expus în versetele anterioare, Pavel spune despre acești stăpâni. În programare, de exemplu, avem conceptul de clase sau de librării. Da? O clasă sau o librărie este ceva care scrie odată și apoi poți importa oriunde vrei în programul tău. Nu mai trebuie să rescrii tot ceea ce ai scris, tot acel cod, da? Ai scris clasa stăpâni și când import clasa stăpâni, tot ceea ce e în acea clasă se execută. Pavel cam asta face. El scrie clasa creștin, o impută, o atribuie robilor, o atribuie stăpânilor. Dar stăpânii trebuie să aibă aceste atribute. De altfel, noi facem lucrul acesta nu doar în programare, o facem în limbajul nostru uzual. Când eu zic un cuvânt, tot ceea ce tu știi despre acel cuvânt face parte în memoria ta. Nu, eu nu trebuie să zic acum, dacă zic cuvântul stăpân sau patron, să ți-l definez de fiecare dată. Tu ai deja definit în tine tot ceea ce ține de stăpân sau patron. Da? Identitatea lor ca și creștini automat schimbă felul în care trebuie să ne gândim despre a fi patron sau despre a fi stăpân. Da? Cum v-am zis deja, în lumea antică, un stăpân de sclav era considerat suveran peste sclavii lui. Dar un stăpân creștin, știind că el are un stăpân ceresc, înțelege că lucrul acesta este imposibil. Eu nu pot ca să fiu suveran peste nimică și nimeni, pentru că știu că am un suveran. Știu că Dumnezeu este suveran peste mine. Creștinul, în orice exercitare de autoritate, înțelege că el nu este autoritatea ultimă. El este doar un administrator al autorității lui Dumnezeu. În orice rol de autoritate te-ai aflat tu, mandatul tău nu este altceva decât de a implementa ce stăpânul ceresc ți-a dat. Dacă ești autoritate în casa ta, dar ești bărbat, ești preot în familia ta, ești capul familiei, nu ești acolo să faci ce crezi tu că ar fi bine. Ești acolo cu un mandat de la Dumnezeu. Dacă ești autoritate într-o biserică, ești păstor într-o biserică, nu ești acolo să implementezi programul tău pentru biserică. Tu ești acolo ca și un administrator al lui Hristos. Te uiți în programul lui și spui, ce vrea șeful de la mine? Asta cere șeful. Păi nu mi se pare, am niște idei mai bune. Jobul tău este să implementezi ce cere șeful tău. Dacă ești patron de firmă și ești creștin, nu e firma ta. Tu ești doar un administrator.
firma, resursele, viața ta este a lui Hristos. Și tu trebuie să administrezi după ceea ce El ți-a delegat. Într-o firmă cu proprietar creștin pe acest pământ, șeful sau CEO-ul este Hristos. El conduce firma. El îți spune ce-i bine și ce-i rău. Ce-i drept și ce-i nedrept. Porunca pentru ei este aceasta. Dați sclavilor sau robilor, sau contextualizăm, angajaților voștri, ce li se cuvine. Cuvântul cuvine este cheie, pentru că în contextul în care Pavel scrie, conform legii din vremea aceea, sclavului nu se cuvenea nimic. Automat vedem că Pavel plasează stăpânul creștin, patronul creștin, sub o altă autoritate. Pentru patronul creștin ce se cuvine nu ce spune lumea că se cuvine, nu ce spune societatea că se cuvine, nu ce spune nici măcar legea ce se cuvine. Pavel face apel la un alt standard pentru a defini ce se cuvine. Știind, spune Pavel, nu ce spune legea, nu ce spune societatea, nu ce spune cultura, și știind că aveți un stăpân în cer, adică pe Dumnezeu, care are un standard perfect, fiți corect față de robii voștri. Fiți corecți față de angajații voștri. Ce înseamnă aceasta pentru un patron creștin? Înseamnă că el nu va lipsi pe un angajat de-a lui de ce este drept și corect, chiar dacă legea îi permite lucrul acesta. Chiar dacă societatea îi spune că ar trebui ca să o facă. Mă înțelegeți? Dau un exemplu foarte bun, care se practică peste tot, inclusiv la pocăiți, prin care angajații sunt privați de drepturile lor sub lege de patron creștin. Munca la negru. Dar frate, îmi dă toți banii și îmi dă încă mai mult cu 100 de lei. Știi ce nu-ți dă? Nu-ți contribui la pensie. Și când ajungi la 60 de ani și trebuie să-ți pui porodici că dacă nu mor de foame, pentru că toată viața tu n-ai contribuit la nicio pensie și nu vei primi nicio pensie, este pentru că patronul la care ai lucrat te-a furat de dreptul tău de a avea o pensie. Pentru că pentru pensia aceea el trebuia să contribuie salariul tău întreg, cota aparte, da, la stat. Eu cunosc păstori care se mândresc cu faptul că ei lucrează la negru. Vom vedea din ce o să trăiască când ajung, numai că ca și păstor încă poți predica la 60 de ani, mai poți predica și mai poți lua la plic. Nu că ar trebui să faci asta. Da? Faptul că în societatea noastră se practică, faptul că angajatul e de acord, poate vine el și îți propune, nu înseamnă că tu ar trebui să faci. Nu înseamnă că ar trebui să faci. Ar trebui ca să-l plătești în așa fel încât el să aibă toate beneficiile. Cum mai există diverse cadre legale. Dacă ești zilier, înseamnă că trebuie să fii plătit, luând în calcul că tu trebuie să-ți plătești o pensie. Dacă lucrezi ca și PFA, trebuie ca să plătești anumite contribuții. Dacă ești angajat pe carte de muncă, mă înțelegeți? Dar tu ca și patron trebuie să zici, ok, angajatul acesta are niște nevoi și le va avea de-a lungul vieții. Eu, în felul în care mă comport financiar față de el, îi îndeplinesc nevoile acestea. Discutam cu cineva ieri și îmi zicea despre un frate care, nu aici în Zalău, a mers să angajeze și s-a spus că îi va da 8 milioane. 800 de lei. Salariul minim pe economie e 12 acum, nu? Ceva de genul. Cum se poate că duci să te angajezi și să-ți dă mai puțin decât... Și spui, asta e oferta, dacă vrei bine, dacă nu, nu... Un angajator creștin nu poate face așa ceva. Dacă legea s-ar schimba mâine și ar spune nu mai este minim pe economie, un angajator creștin trebuie să întrebe de ce are nevoie angajatul meu ca să trăiască pentru munca care o face, ce merită acest angajat. Da? Îl răsplătesc eu corespunzător? Apoi, atitudinea lui, tratamentul lui față de angajat va trebui să fie creștin, cu respect, cu demnitate. Faptul că îl plătești nu înseamnă că îl poți înjosi. Faptul că îl plătești nu înseamnă că îi poți vorbi urât. Faptul că îl plătești nu înseamnă că nu trebuie să-i mulțumești când face ceva. Trebuie să-l plătești corect. Corespunzător cu efortul depus, corespunzător cu piața în care te afli și trebuie să-l plătești la timp. La timp. Omul acela depinde de banii aceia. De ce ai face aceasta? De ce ai... fi un alt fel de angajator. Deci ai conduce un alt fel de firmă, da? Cum ziceam, deși motivația aceasta a lumii ar putea fi până la un punct bună, ea este insuficientă. La un moment dat,
vei face tot felul de compromisuri, pentru că atunci când nu te vede nimeni și la tine în firmă de obicei nu te prea vede mare, nu te văd mulți decât angajații, ai nevoie de o motivație supremă. Și Pavel spune, știind că și voi, ca și ei, ca și angajații, dacă sunt creștini, aveți un stăpân în cer. Aveți un stăpân în cer. Cum ziceam, deși această motivație este sumară, ea încapsulează în ea o sumedenie de adevăruri. Stăpânul este cel ce va judeca pe robul său. Ca atare, stăpânul ceresc este cel care va judeca pe robul său care este patron de firmă. Eu știu că într-o zi voi sta înaintea lui Dumnezeu și pentru felul în care mi-am tratat angajații. Stăpânul este cel apoi care va răsplăti munca robului. Așa că trebuie să știu că răsplata care eu o primesc vis-a-vis de felul în care m-am desfășurat profesional va veni în primul rând de la Dumnezeu. Dar și lipsa de răsplată. S-ar putea să fiu bogat, patron pe pământ și sărac în ceruri. Să stau în vilă pe pământ și în colibă în ceruri. Și când trec sfinții pe lângă mine, se zic, măi, asta ce-au făcut pe pământ? O, asta a fost mare afacerist. De-aia n-are nimic în ceruri. Poți fi bogat pe pământ și să ai răsplată în ceruri. Doar că să fii altfel de bogat, altfel de patron, da? Cei mai mulți nu vor să facă aceasta pentru că, într-adevăr, costă. Vei avea mai puțin profit. A fi corect costă. Înseamnă a contribui mai mult. Înseamnă a plăti mai mult. Înseamnă a te lipsi de anumite lucruri. Înseamnă nu avea anumite oportunități care alte firme poate le au. Dar când tragi linia, și poate vezi că te costă 100.000, 200.000, 500.000, 1 milion, 2 milioane, 1 miliard de euro, în minus, comparat cu celălalt patron care nu joacă pe aceleași reguli, în balans, cu toate acele minusuri, tu pui ceva. Aprobarea lui Hristos. Da, am pierdut milioane, dar deciziile mele au fost plăcute lui Hristos. Și pentru tine asta este suficient. Pentru tine asta este suficient. În concluzie, vreau să vă reîntreb. Ai vrea să ai un șef creștin? Să lucrezi la un asemenea patron? Să mergi la muncă și șeful tău să aibă o asemenea atitudine? Și ai vrea, dacă ești angajator, să ai un angajat cu adevărat creștin? Unul care, indiferent că ești acolo sau nu ești acolo, va munci din toată inima, va da tot efortul lui, din dragoste pentru Hristos în primul rând? Cum să nu vrei așa ceva? Și dacă ne dorim așa ceva, să ne străduim ca noi să fim acești oameni. Noi să muncim pentru Hristos. Noi să ne conducem afacerea pentru Hristos. Noi să punem gresie pentru Hristos. Noi să facem contabilitate pentru Hristos. Pentru că răsplata noastră este în ceruri. Și pentru că cel de la care vrem aprobare nu sunt oamenii, ci este Dumnezeu. Amin.